Acest articol este unul pentru toți iubitorii de vin. Vinul roze este un trend și un vin extrem de fotogenic pentru pozele de pe Instagram, însă acest tip de vin nu este doar gustos și fotogenic, ci vine și cu câteva beneficii. Procesul de producție și beneficiile pentru sănătate ale vinului roze sunt similare cu cele asociate vinurilor roșii, inclusiv sănătatea cardiovasculară îmbunătățită și antioxidanții puternici. Când vine vorba de alegere între vin roze și vin alb, roze este alegerea mai sănătoasă, deoarece conține mai mulți antioxidanți. Așadar, data viitoare când alegi ce vin să cumperi, iată 10 beneficii ale vinului roze care îl fac cel mai bun vin din toată lumea. 1. Scade colesterolul rău și crește colesterolul bun. Polifenolii din vinul roze pot ajuta la scăderea LDL-ului sau a colesterolului rău, în timp ce alcoolul, inclusiv cel din vinul roze, subțiază sângele și crește colesterolul bun sau HDL. 2. Reduce riscul de boli de inimă. Antioxidanții din vinul roze previn bolile de inimă prin reducerea acumulării de colesterol dăunător. 3. Reduce riscul de infarct. Prin reducerea riscului de boli de inimă, consumul de vin roze reduce, de asemenea, riscul de atac de cord, deoarece antioxidanții ajută la reducerea inflamației vaselor de sânge. 4. Conține potasiu. Potasiul este un mineral care joacă un rol vital în metabolism, precum și în echilibrul apei din organism. Așadar, consumând vin roze, îți vei menține un circuit al fluidelor normal în corp. Reglarea bătăilor inimii necesită, de asemenea, potasiu. 5. Scade tensiunea arterială. Potasiul găsit în vinul roze ajută la scăderea tensiunii arteriale crescute, deoarece echilibrează efectele negative ale sării din sânge. Acesta este unul dintre cele mai tari beneficii ale vinului roze. 6. Protejează împotriva inflamației. Vinul roze conține o serie de compuși benefici cu potențiale proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Calitățile antiinflamatorii din vin au potențialul de a reduce riscul de artrită reumatoidă. 7. Surprinzător de scăzut în calorii. Vinul roze este relativ scăzut în calorii, ceea ce îl face o alegere prietenoasă pentru dietă. Un pahar de vin roze conține în jur de 82 de calorii. Aroma proaspătă și clară a vinului roze îl face un vin de primăvară și vară ideal, asortându-se la fel de bine cu paste, pui sau chiar o masă gătită pe grătar. 8. Conține antioxidanți. Consumul de antioxidanți este excelent pentru pielea și inima ta, deoarece împiedică oxidarea altor molecule din corp. Ele vor ajuta la lupta împotriva petelor, așa că bea vin roze pentru acest efect, cu moderație, desigur. 9. Conține resveratrol, antioxidant care protejează împotriva cancerului. Cele mai semnificative beneficii ale vinului provin din antioxidanții din coaja strugurilor, în special resveratrolul. Un compus benefic pentru anti-îmbătrânire, resveratrolul protejează creierul și reduce riscul de boli de inimă. Vinurile roșii, fermentate cu coajă, au cele mai ridicate niveluri ale acestui antioxidant benefic. Vinificatorii strecoară imediat cojile din vinul alb și vinurile roze la începutul procesului de producție, determinând ca aceste vinuri să aibă niveluri mai scăzute de resveratrol. Deși vinurile roze conțin mai puțin resveratrol decât cele roșii, ele conțin mai mult resveratrol decât vinurile albe. Cercetările au arătat, de asemenea, că băutorii de vin alb prezintă un risc de cancer cu 13% mai mare decât băutorii de vin roșu sau roz. 10. Are un gust delicios. Acest lucru este considerat un beneficiu, nu? Este important să te bucuri de ceea ce bei, astfel că gustul vinului roze este cu siguranță un beneficiu pentru fericirea ta. Amintește-ți că există modalități mai bune de a te menține sănătos, cum ar fi exercițiile fizice și alimentația sănătoasă, dar cel puțin aceste informații îți vor permite să te simți mai puțin vinovat după savurarea unui pahar de vin.
Există cu adevărat un vin roze pentru toată lumea, cu soiuri seci și dulci disponibile, în funcție de preferințe. La fel ca vinurile roșii și albe, vinurile roze sunt făcute din struguri, dar aceste tipuri de vinuri pot include atât struguri roșii, cât și struguri albi, deoarece așa se produce roze.